aici, cu Da, baza sportivă. dacă privim în jur, aici e baza sportivă, deci eu prea mult nu m-am implicat în anii aceștia, fiindcă n-am fost nici consilier, nici n-am avut timp, că am avut lucrurile mele. Așa cum priviți aici, sunt plasticurile acestea în jurul stadionului. Alaltăieri a fost anunțat că toate lucrurile pleacă de aici. Dar ce era aici, în primul rând? În primul rând, aici, cum vedeți, sunt doi paleți și plasticuri. Au fost trei stive de scândură și poștă. Am fost anunțat că se transportă cu camionul și cu microbuză. Între timp Dar ce lucrarea nu e finalizată. lucrarea nu e finalizată și nu știu de ce lucrurile s-au dus. Chiar înainte de alegeri s-a muncit aici, eu bănuiesc că trebuia să se continue și astăzi și ieri și în fiecare zi să se fi continuat. Acoperișul nu e gata, scândura și poșta, partea din spate o să o filmăm, nu e gata. Scândura a fost adusă pentru lucrurile acestea. Eu cred că este pe inventar, este proces verbal, știe ce s-a adus, nu trebuie să dispară. Unei dus să știm, avem filmare, avem poză. Nu știu de ce s-a făcut lucrul acesta. Eu știu că suntem în 2012, nu se mai fură, dar văd că la fel se fură mereu. Deci sunt lucruri care trebuie să le continuăm și aici la cămin, cu acoperișul. Exteriorul trebuie aranjat ca să arate mult mai bine. Deci sunt lucruri micuțe care aparțin pentru a le întreține bine, curățenia și multe lucruri care vrem să ne ocupăm așa cum trebuie făcute, nu lăsate și ignorate. Am observat că de multe ori lucrurile micuțe schimbă fața și imaginea și vrem să ne ocupăm ca să ce le vom pune la punct toate aceste lucruri, noi ne vom ocupa pentru a le întreține. Că și o casă, poți să o construiești cât de frumoasă, sau indiferent orice construcție, dacă nu te mai ocupi pentru întreținerea ei, e în zadar munca care ai depus-o înainte.